Elon Musk a depus o ofertă de preluare a Twitter la un preț de peste 54 de dolari pe acțiune, respectiv o sumă totală de 40 de miliarde de dolari, pe care miliardarul spune că vrea să o plătească numerar. Pentru acționarii Twitter, această ofertă a reprezenta o primă de 54% față de data de 28 ianuarie, când Elon Musk a început să cumpere acțiuni ale rețelei de socializare. Miercuri o acțiune valora 45 de dolari. După anunțarea ofertei, acțiunile Twitter au crescut cu peste 10%. Într-o scrisoare adresată Consiliului de Administrație al Twitter, Elon Musk a declarat faptul că aceasta este cea mai bună și ultima mea ofertă. Dacă va fi respinsă, va trebui să-mi reconsider poziția de acționar. În prezent, antreprenorul deține puțin peste 9% din capitalul companiei. Patronul Tesla și SpaceX explică în scrisoarea sa că și-a dat seama că Twitter nu va prospera în forma sa actuală și nu va putea să-și îndeplinească misiunea socială, propunând transformarea companiei într-una privată. Achizițiile de acțiuni Twitter ale lui Elon Musk au fost făcute publice pe 4 aprilie. A doua zi, conducerea rețelei de socializare i-a oferit un loc în Consiliul de Administrație timp de 2 ani. În schimb, acesta trebuia să se angajeze să nu-și majoreze participația peste un prag de 14,9%. Elon Musk a respins oferta.